Bună ziua și bine v-am găsit la interviurile DC News Live cu Bogdan Chiriac și Val Vâlcu. Astăzi în studioul DC News, domnul ministru Teodor Mureșanu, ministrul afacerilor externe, într-un moment complicat, într-un Bună context dimineața, domnule internațional ministru. Bună dimineața. Destul de agitat. Spania, Catalonia, Victor Orban vizită în România. Sunt și lucruri bune, evident, v-ați întors aseară de la Varna și cred că ar fi interesant de spus ce s-a întâmplat efectiv acolo, care e miza unei astfel de întâlniri. Da, cu mare plăcere. Mulțumesc în primul rând pentru invitație și, ca întotdeauna, aștept cu mare interes temele pe care mi le sugerați, pentru că răspunsurile vor fi calibrate după întrebările noastre. Deci, dacă e o emisiune reușită, în mod evident, întrebările au fost bune. Dacă este o emisiune reușită, este meritul moderatorilor. Exact. Dacă nu, este invitatul care n-a vrut să ne spună ce și Da, am exact înțeles. așa. Domnule ministru, problema principală în acest moment, cred și pentru Europa, pe undeva și pentru România, este ceea ce se întâmplă în Catalonia. Am vrea punctul dumneavoastră de vedere și ca ministru de externe, și ca diplomat cu experiență formidabilă, și ca om care a trăit atât de multe și care a avut un rol fundamental și în aducerea României în NATO, și în Uniunea Europeană, și mai departe în creșterea țării noastre. Deci, ce s-a întâmplat în Catalonia? Există vreun pericol pentru România în privința relației cu Ungaria și a ținutului, așa numitului ținut secuiesc? Da, ce se întâmplă? Există, într-adevăr, trăim într-o perioadă în care lucrurile se mișcă foarte repede și de multe ori apar evenimente deosebite acolo unde nu te aștepți. Cine s-ar fi putut gândi la o problemă privind Spania, integritatea teritorială a Spaniei? Din păcate, lucrurile sunt foarte foarte nebuloase, pentru că nimeni nu știe, așa cum s-a întâmplat de altfel și cu Brexit-ul dinainte, ceea ce vrei să faci. Este mai degrabă o exprimare a unei anumite poziții, a anumitor sentimente, dar aceste poziții și sentimente trebuie să fie, de fapt, subsumate regulilor jocului și cu respectarea regulilor jocului. Din punctul nostru de vedere, poziția oficială pe care o avem este în mod foarte clar că România sprijină suveranitatea și integritatea teritorială a Spaniei, unul din partenerii noștri strategici foarte importanți, dar mai ales o țară unde trăiește o comunitate românească destul de importantă, una dintre cele mai importante comunități românești în exterior. Din punctul nostru de vedere, evident că regretăm incidentele care s-au petrecut la, așa zisul, referendum din Catalunia, însă trebuie ținut cont de faptul că aceste incidente se datorează în cea mai mare măsură nerespectării ordinii constituționale din Spania. Pentru toate aceste probleme care privesc anumite zone dintr-o țară sau din alta, există două categorii de reguli juridice care trebuie respectate. În primul rând, regulile dreptului internațional și, din punctul nostru de vedere, România este o țară care sprijină ferm promovarea și aplicarea principiilor și regulilor de drept internațional, unde se spune foarte clar că orice idee de a crea o entitate diferită într-o țară trebuie făcută prin dialog cu guvernul oficial al țării respective. Iar, din punctul de vedere al dreptului intern din Spania, există foarte clar dispoziții constituționale și alte legi privitoare la modul în care se organizează referendumul și care pot să fie obiectivele pe care le are un asemenea referendum. Reguli care nu au fost Reguli respectate. care nu au fost respectate și care explică, așa cum am spus, într-o mare măsură și incidentele care au avut loc în timpul manifestărilor. Deci, din punctul nostru de vedere, lucrurile sunt foarte clar tranșate. De altfel, dacă vă faceți aminte foarte bine, România este una dintre țările care a avut aceeași poziție în ceea ce privește independența Kosovo, așa zis. Așa este. Cu toate, Ca și Spania. exact, cu toate presiunile care s-au făcut și cu toate mesajele pe care le-am primit, că ar fi bine să ne mai modificăm poziția, noi întotdeauna
Am spus foarte clar că nu avem nicio problemă cu kosovarii. Albanezii sunt în mod evident o etnie cu care România întotdeauna a fost într-o relație foarte bună, ci pur și simplu cu modul în care s-a ajuns la o decizie fără nicio negociere, fără nicio discuție cu autoritățile centrale din Republica Sârbă, la, practic, la un iridentism care a condus la crearea unui stat separat. Un stat separat pe care unii s-au grăbit să-l accepte, să-l recunoască, și în același timp au încercat să transmită mesajele de care vă spuneam. Mesaje însă care pentru noi nu au relevanță, întrucât e vorba de respectarea unor norme și unor reguli, care pentru noi rămâne unul din principalii piloni ai funcționării statului român în comunitatea internațională. Respectarea normelor și principiilor dreptului internațional. Normele astea sunt cam fabule pentru căței. Mă gândesc când a fost referendumul din România în 2012, n-a trecut jumătate de oră și deja eram certați, rugați, mă rog, deja se intervenise. Acum, de la așa zisul referendum din Spania, au trecut 3 zile și nu vedem nicio reacție din acele capitale care ne certau pe noi, pe căței. Da, însă, în mare măsură, din ce am văzut eu la minister, din ce ne-au sosit, pozițiile țărilor membre ale Uniunii Europene sunt, în general, poziții în favoarea guvernului spaniol, în favoarea păstrării suveranității și integrității sale. Nu am văzut pe nimeni care să salute rezultatul referendumului sau care să se refere la posibilitatea unei anumite separări a provinciei respective. De altfel, Spania, așa cum spuneam, are un sistem constituțional foarte complex. Regiunile deleagă, de fapt, puterile lor guvernului central, la Madridului. Și evident că aceste lucruri sunt cuprinse într-un mecanism care trebuie respectat, pentru că dacă joci orice joc din lumea asta, trebuie să respecti anumite reguli. Aceste reguli nu au fost respectate. Acest referendum și această presiune separatistă, da, vine într-un moment foarte dificil pentru Spania. Familia regală de la Madrid a fost atacată cu anchete anticorupție, sora regelui, mă rog, a fost și implicată, soțul acesteia în special. Deci acest lucru a condus și la o lipsă de credibilitate în familia regală, nu? Care... Evident că a creat niște probleme, pentru că regele reprezintă simbolul, monarhia absolut, spaniolă reprezintă absolut simbolul unității Spaniei. Unității Spaniei. Și este evident că lucrurile care s-au întâmplat și la care vă referiți au avut un anumit impact și au slăbit din această poziție pe care Casa Regală o avea în Spania. Domnule ministru, țineți legătura cu consulatele, cu românii de acolo, exact cum da, ne-ați spus, avem aproape 1 milion de români în Spania, da, sumă importantă, uriașă. Chiar soția premierului catalan, ca să spun așa, este o româncă, nu? Doamna Marcela Topor. Dânsa este în favoarea separării, așa cum s-a exprimat public, normală, și urmează soțul catalan. În această zonă, românii, în cazul în care situația degenerează în Spania, ar trebui să se teamă. Care este evaluarea dumneavoastră în acest sens? Eu sper că o să se ajungă până la urmă o soluție. Orice referendum care nu este făcut potrivit regulilor constituționale este mai degrabă un tip de mesaj, de prezentarea unei poziții politice. Dacă vedeți și cazul referendumului din Kurdistan, este aceeași situație. E un mesaj după care urmează în mod evident negocierile cu statul care asigură suveranitatea și protecția. Au fost 600.000 de oameni, de adevăratele, nu ca la noi, la hashtag rezist. 600.000 de oameni odată au fost pe străzile din Catalunia, 350.000 la Barcelona. Credeți că se mai poate negocia? Ați văzut atât de multe și ați participat la multe lucruri în ultimii 50 de ani, să spunem așa. Da, sunt ferm convins că vor fi negocieri, pentru că alternativa negocierilor este doar războiul. Este doar bătaia.
Deci nu poate să existe în viața politică, nu poate să existe decât două alternative. Să negociezi sau să te confrunți cu instrumente diferite, putând să ajungă până la instrumente foarte grave. Deci, din acest punct de vedere, eu am speranța, nutresc speranța că vor începe anumite discuții și negocieri. Sigur că dacă se va ajunge la o separare a Cataluniei, evident că pentru românii care trăiesc acolo va fi o problemă, va fi legată de faptul că, mă rog, ieșirea Cataluniei o face să nu mai fie membră a Uniunii Europene, să nu se aplice regulile privind dreptul cetățenilor europeni de a se mișca, de a munci, de a trăi într-o țară sau alta. Și s-ar putea să apară unele probleme, dar evident că toate acestea vor trebui să facă obiectul unor discuții și negocieri, pentru că altfel nu văd cum am putea găsi soluții. Ați avut o întâlnire foarte importantă cu ministrul ungar de externe la Cluj. Da. Acum două zile. Da. Exact pe fondul în care la nici 12 ore după închiderea urnelor în Catalunia. Puteți să ne dezvăluiți câte ceva din ce s-a întâmplat acolo? Ar trebui să ne temem de o degradare importantă a situației din România în perioada următoare? La întâlnirea pe care am avut-o cu domnul Siartu, poziția lui a fost foarte clară. Problema Cataluniei este o problemă internă a Spaniei care nu poate implica niciun fel de ingerințe exterioare. Este strict problema internă a Spaniei care va trebui să găsească soluțiile la această problemă. Deci, din punctul de vedere al poziționării ministrului de externe ungar, lucrurile sunt foarte clare. Evident, poziția noastră era diferită în sensul de sprijin foarte ferm pentru suveranitatea și integritatea Spaniei. Domnul ministru a spus foarte clar, în ceea ce ne privește, considerăm că e o problemă internă a Spaniei și acolo trebuie să găsească soluțiile pentru problema respectivă. Ceea ce este, după părerea mea, o abordare corectă. Ați discutat și despre declarațiile, să spunem așa, interesante. Folosesc termeni diplomatici, că sunteți un diplomat desăvârșit, ale domnului prim-ministru Victor Orban, făcute tot la Cluj, în România, cu viitorul sună în limba maghiară și că este... Ungaria nu poate fi mare fără maghiarii săi. Și evident, sunt lucruri care au anumită rezonanță și trebuie să înțelegem foarte clar faptul că la ora actuală e un fel de precampanie în Ungaria și bineînțeles că Fideszul prin președintele Orban lansează anumite mesaje care ar putea să aducă voturi în favoarea formațiunii politice pe care o prezidează. Nu am discutat cu ministrul afacerilor externe pentru că am considerat amândoi că nu este de resortul nostru să facem comentarii privind declarațiile primului ministru al Ungariei. Însă ideile care le-a promovat, în mod evident, sunt corecte. Evident, o țară nu e mare, nu e importantă decât prin cetățenii săi. Ceea ce din punct de vedere filozofic, mi se pare o chestiune foarte clară. În al doilea rând, ceea ce a fost întotdeauna un mesaj foarte clar pe care l-am avut și eu și colegii maghiari, domnul Siarto, cu premierul Orban când ne-am văzut, întotdeauna mesajul a fost foarte clar. România și Ungaria au un interes foarte mare de a-și dezvolta relațiile dintre ele, pentru că sunt două țări vecine a căror economie este foarte bine corelată. De aceea, pe toate temele care privesc zona de economie și de dezvoltare, pozițiile pe care le avem sunt practic identice, suntem în favoarea folosirii cât mai depline a fondurilor europene pentru asigurarea unor interconectări între Ungaria și România. A existat și o încordare fără precedent, zic eu, a relațiilor româno-ungare din cauza anchetei cu Liceul Catolic de la Târgu Mureș. Da, e o problemă care, din păcate, nu e de responsabilitatea guvernului. În momentul în care intervine justiția, în mod evident, pozițiile noastre pot să fie doar niște poziții de așteptare
în perspectiva unei decizii care se ia în justiție și după aceea urmează ca la nivelul guvernului să găsească soluțiile care pot să evite o anumită confruntare. Evident că problema liceului catolic din Târgu Mureș rămâne o problemă pe agenda noastră. Evident că Ungaria a folosit această temă pentru a-și retrage sprijinul privind aderarea României la OCDE. Deci, din acest punct de vedere, sigur că a fost o perioadă de câteva zile foarte, foarte confrontațională și sunt bucuros că am găsit până la urmă posibilitatea unor soluții și aici trebuie să recunosc în mod deschis că, de fapt, meritul cel mai mare revine domnului președinte Liviu Dragnea, care a avut o convorbire telefonică cu domnul Orban și l-a asigurat de ceea ce asigurăm și noi pe colegii maghiari, că la nivelul guvernului vom căuta soluțiile care să rezolve această problemă. În legătură, anul viitor va fi un an important pentru România, 100 de ani de la Marea Unire. Ați discutat cu omologul dumneavoastră ungar, eu știu, vis-a-vis de manifestările care vor avea loc. Știu că și dânsii au o comisie Trianon acolo. 20-20, da. Finanțată, da. Bine finanțată și care se opune centenarului, deci sigur, o tensionare a relațiilor acum este ultimul lucru pe care cred că și l-ar dori România. Evident că este una din temele care ne interesează, deși nu este în directă responsabilitatea Ministerului de Externe. În mod evident, suntem și noi chemați să contribuim la realizarea acestui eveniment important care e pentru noi un moment deosebit în istoria națională, reîntregirea României și crearea unui stat național modern al României. Evident că ne preocupă. Principala noastră preocupare este de a găsi teme și modalități în care accentul să nu fie pus pe trecut, pe istorie, ci pe viitorul comun pe care îl putem avea cu o serie de state care au fost toate implicate aproape în primul război mondial și cu care suntem astăzi parteneri în Uniunea Europeană și în NATO. Deci, din acest punct de vedere, aceasta va fi linia cea mai importantă de acțiune, să găsim împreună elementele care ne pot conduce spre un viitor de colaborare și dezvoltare a raporturilor dintre țările noastre. Avem câteva evenimente foarte importante. Avem un sezon încrucișat cu Franța, în ceea ce privește care va acoperi anul 2019, dar și anul 2020. Deci vom avea asemenea acțiuni comune care le vom face. Am tatonat cu Austria și cu Germania, care sunt țări care au fost de partea cealaltă în primul război mondial, posibilitatea organizării unor evenimente comune și sperăm ca acest lucru să se realizeze. Și aceeași discuție am avut-o la Cluj și cu domnul ministru Siarto, în care am spus că dorința noastră a României este de a organiza în această perioadă, 2019-2020, un eveniment comun cu Ungaria. Deci eveniment comun cu Ungaria cu Ungaria în această perioadă, deși, așa cum spuneați, dânsii au cu 20-20 Trianon, noi avem cu 2018. Marea Unire. Marea Unire. Deci, din acest punct de vedere, am dat un mesaj foarte clar și eu sper că se va putea realiza, pentru că, probabil, în săptămâna viitoare va avea loc o primă întâlnire la nivel de istorici din Ungaria și România. Deci, săptămâna viitoare, o întâlnire la nivel de istorici, spuneți. Da, care asta se discute despre problemele legate de primul război mondial, ce a însemnat, care au fost mizele, care au fost consecințele acestui război. Și dacă în această comisie se poate degaja, să spunem, o abordare comună pentru un asemenea eveniment comun cu Ungaria, cred că vom reuși să facem acest lucru și ar fi un mesaj foarte important pentru că, repet, relația noastră cu Ungaria, ca și cu celelalte țări vecine, este pentru guvernul actual
o prioritate, cea mai mare prioritate, împreună cu prioritatea președinției și cu viitorul Europei. Astea sunt principalele obiective pe care ne concentrăm atenția și sperăm să și reușim să le facem. Vorbeați despre națiunile care au participat în primul război mondial, vorbiți deja, cred că prima dată, despre manifestări comune cu Franța, da, vis-a-vis de acest lucru. În partea cealaltă, au trecut 100 de ani aproape, deci lumea s-a schimbat fundamental. În acest context, credeți că ar fi bine pentru România de astăzi și Europa de astăzi ca țara noastră să se alăture grupului de la Visegrad? Am înțeles că s-au făcut mai multe oferte. Nu, a fost o informație care a fost incorrectă. Deci România este interesată, poziția noastră oficială e foarte clară, România este interesată în colaborarea cu țările de la Visegrad pe teme de interes și pentru România. Probabil în următoarea perioadă, cam tot săptămâna viitoare, spre sfârșitul săptămânii, o să avem o reuniune la Budapesta, a Visegrad 4, pe tema Balcanilor de Vest, unde suntem invitați și noi. Pentru că, în mod evident, este o regiune din vecinătatea noastră și ne interesează foarte mult România nefăcând parte din Balcanii de Vest. Noi nu facem parte din Balcanii de Vest. Că nu putem. N-avem cum geografic. Geografic acest lucru, da. Dar ne interesează pentru că evenimentele care se întâmplă în Balcani au consecințe sau pot să aibă influențe și asupra României. Deci, din punctul nostru de vedere, ideea fundamentală cu țările de la Visegrad este să avem o colaborare și pe viitor pe acele teme care prezintă interes și pentru România și mai ales teme unde noi putem să aducem o valoare adăugată, să contribuim și noi la găsirea unor soluții. Deci, dar nu se pune problema... O precizare fundamentală ați făcut în acest moment. O reamintesc telespectatorilor de CNews și nu numai. Grupul de la Visegrad este văzut acum ca un grup dizident în interiorul Uniunii Europene. Deci Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria. Dumneavoastră spuneți așa, nu facem parte din grupul de la Visegrad, care este înființat acum 20 și ceva exact, mai bine de ani, dar colaborăm cu grupul de la Visegrad pe teme de interes comun. Exact. Colaborarea României cu grupul de la Visegrad este de aceeași natură în care colaborăm și cu Franța, și cu Germania, și cu Spania, și cu Grecia, deci colaborarea este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Noi avem foarte multe formate și ne-am străduit întotdeauna să le facem cât mai active și cât mai eficiente. Pe lângă participarea, locul nostru în Uniunea Europeană și participarea la toate activitățile care sunt organizate de Uniunea Europeană, am căutat în permanență să găsim anumite formate de consultări care ne-ar permite și nouă să avem reflectată mai bine poziția sau interesele noastre chiar la nivelul Uniunii Europene. Există câteva formate în care România excelează. Sunt parteneriatele strategice în primul rând, în al doilea rând, sigur, cu Statele Unite, cu Franța, cu Germania, cu Moldova, cu Polonia, cu Turcia și așa mai departe. Avem și formate trilaterale între România, Polonia și Turcia, format trilateral în care ne-am și întâlnit la Varșovia cu aproximativ o lună în urmă. În același timp avem inițiativa celor trei mări, care de asemenea grupează o parte importantă a Europei Centrale și de aici, de la Marea Baltică, la Marea Adriatică și la Marea Neagră, un eveniment deosebit de important care va avea loc în București anul viitor. La invitația președintelui Iohannis se va organiza acest summit. Avem București 9, B9 se numește, un format în care avem consultări și discuții cu toate țările de pe frontiera de nord, est și sud a Uniunii Europene. Deci avem mai multe asemenea formate, iar ieri la Varna a avut loc și o întâlnire într-un format de 4 a primului ministru din România, primului ministru din Bulgaria, primului ministru din Grecia și a președintelui Vučić a Serbiei. Deci pentru noi, în
viziunea care v-am spus, în care relațiile cu țările vecine sunt o prioritate, acest tip de consultări are o importanță deosebită. Serbia este țară vecină cu noi, Bulgaria este țară vecină cu noi, Grecia este vecină cu Bulgaria. Deci se poate discuta foarte mult, mai ales pe o temă care este esențială și vreau să subliniez acest lucru. Aceste formate pe care noi le avem nu sunt doar formate politice sau pe probleme de securitate. La nivel local, la nivelul zonei noastre, ne interesează foarte mult interconectarea dintre economiile țărilor noastre. Că e vorba de surse de energie, cum ar fi gazul sau petrolul, că e vorba de linii de cale ferată de mare viteză, că e vorba de orice altă interconectivitate. Sigur. În materie de electricitate. Împreună sau altele. Suntem mai puternici. Exact. Domnule ministru, fiindcă vorbeați despre parteneriatul strategic cu Turcia, credeți că s-a înființat deja o nouă linie de migrație prin Marea Neagră, ținând seama de faptul că acum, la începutul toamnei, am avut sute de migranți din Orientul Mijlociu veniți pe ambargațiuni, lucru la care nu ne-am fi așteptat. Da, nu ne-am fi așteptat. E o chestiune foarte sensibilă în care Turcia joacă un rol cheie la nivelul european, pentru că are un număr foarte mare de refugiați din Siria și din alte zone, din țările din Orientul apropiat și în mod evident au existat anumite înțelegeri între Uniunea Europeană și Turcia, inclusiv referitoare la un sprijin financiar. Așa este. Pentru refugiații din Turcia și bineînțeles că orice reducere a controlului din Turcia asupra lagărilor de refugiați poate avea drept consecință tentația de migrare de această dată putând să ne afecteze și pe noi, întrucât Marea Neagră, în perioadele mai liniștite ale Mării Negre, deci nu toamna, nu iarna, Marea Neagră este o posibilitate de a avea o nouă rută. Ruta balcanică, după cum vedeți, s-a mai diminuat ca importanță la nivelul... Au blocat-o, a pus Ungaria, gard la graniță. Exact, dar a rămas Italia, a rămas Grecia. Și acum, așa cum ați văzut, într-adevăr, au fost și câteva evenimente care au indicat o anumită posibilă folosire și a Mării Negre, deci inclusiv cu România. Anticipați că ruta va crește în importanță? Lucrurile depind foarte mult de ce se va întâmpla în Siria și în zonă acolo. Vreau să vă spun că am vizitat mai multe lagăre de refugiați sirieni, inclusiv în Iordania, când am fost unul dintre cele mai mari lagăre, și sentimentul foarte clar pe care l-am din aceste vizite și discuții a fost că sirienii doresc să se reîntoarcă în Siria. Marea lor majoritate își văd viitorul în țara lor, cu condiția să se ajungă la o soluție politică. Deci evoluția politică în ceea ce privește conflictul din Siria poate să aibă un impact mai mare sau mai mic asupra migrației spre Europa, inclusiv pe zona Mării Negre. E trist că, pentru noi, că sirienii doresc să întoarcă într-un teritoriu devastat de război, iar românii nu doresc să întoarcă într-o țară care beneficiază de 80 de ani de pace. Să vă zic o știre. Da, pardon. Nu, dacă aveți un comentariu, nu, Nu m-aș opri. Aș vrea să-l ascult. Vreau să vă spun că în calitate de ministru al afacerilor externe, cu ceva ani în urmă, am fost și copreședintele Comisiei de Colaborare Economică și Tehnico-Științifică cu Siria. Și vreau să vă spun că impresia pe care am avut-o a fost a unei țări cu oameni, cu un spirit foarte mare de inițiativă, oameni foarte muncitori și harnici și legați de locul lor de baștină. Deci există o civilizație multimilenară. Civilizație multimilenară, într-adevăr. Deci există, într-adevăr, o deosebire între ceea ce privește viziunea lor în legătură cu ce ar trebui să întâmple cu refugiații și viziunea noastră cu românii care au emigrat în diverse țări europene. Și explicația e una singură și de aceea de multe ori poate avem discuții pe tema măririi salariilor
și critici la adresa politicii guvernului, dar vreau să vă spun foarte deschis. Singura modalitate pentru a păstra românii în țară este ca veniturile în România să fie nu egale, dar să fie la un nivel care să intereseze pe oameni să vină să trăiască și să-și facă o viață pentru ei și pentru familia lor cât mai decentă în România. Dacă nu vom reuși, nu există alte căi. Nu poți să impui că suntem în Uniunea Europeană. Într-o lume deschisă? Într-o lume deschisă nu ai cum să pui bariere la așa domnule ceva. Ministru, singurul lucru trebuie ca ei să fie cu adevărat interesați și doritori să rămână în România și să aibă o șansă. Și asta este, de fapt, explicația politicii guvernului, care de multe ori este criticată, în ceea ce privește mărirea veniturilor populației. A fost respins amendamentul și nu va trece, probabil, nici în plen, cu 10%, adică peste 10% în administrație, în limba maghiară. Acum, parlamentarii au respins legea în care se cobora pragul de la 20% la 10% pentru localitățile din România. Acum câteva minute. Da. Din punctul meu de vedere, să știți că la nivelul reglementării prin lege trebuie să avem în vedere lucruri foarte generale. Dar până la urmă aceste probleme se soluționează la nivelul administrației locale. Deci e nevoie și nimeni nu împiedică. Sigur că există un prag obligatoriu, că înainte a rămas de 25 și că e de 10, ăsta este un prag obligatoriu la care autoritățile locale sunt obligate să ia măsuri pentru bilingvism sau multilingvism. Dar nu anticipați o încordare. Dar nimic nu împiedică la nivel local să găsească soluții care sunt agreate de comunitățile respective. Nu anticipați o încordarea relațiilor româno-ungare urmarea votului din Parlamentul României? În mod evident, sunt convins că pentru colegii de la UDMR sunt deziluzionați de... Dezamăgiți de acest vot. Însă, până la urmă, vreau să spun foarte direct, fără niciun fel de ocolișuri. Toate problemele pe care le au conaționalii noștri nu se pot rezolva decât prin dialog intern și prin respectarea obligațiilor pe care România și le-a asumat pe plan internațional în materie de minorități. Consiliul Europei, Convenția privind protecția minorităților, Carta limbilor minoritare și așa mai departe. Deci numai prin dialog se vor putea găsi soluții pentru problemele pe care ei le au și pe care le ridică. Despre dialog este și următoarea întrebare. Excelența sa, Jean-Claude Juncker, într-un discurs de largă deschidere și respirație, a cerut integrarea imediată, practic, a României și Bulgariei în spațiul Schengen, din nefericire, în afară de opoziția tradițională a Olandei în acest moment. Am văzut o reacție foarte dură din partea Austriei. Ce face Ministerul Român de Externe? Continuați dialogul cu Olanda și iată acum Austria? Da, vreau să spun că în ambele cazuri există o explicație foarte simplă pentru poziția Olandei și Austriei. În Olanda, după câteva luni bune de la data alegerilor, nu s-a putut crea o majoritate pentru a genera un nou guvern și unde, pentru a se căuta majoritatea asta, vor trebui făcute și niște alianțe cu partide, să spunem, extremiste, da, mai de dreapta sau de extrema dreaptă, și atunci evident că se explică și luările de poziție ale primului ministru deci actual. Nu e pentru portul Constanța, cum crede lumea. Nu e pentru portul Constanța, e pentru problema internă din da, din n-ar Olanda. Da, premierul Mark Rutte totuși nu este un fan al României. Nu. Nici în plan personal, așa. Nu, mă rog, aici știți cum e, în politica internă nu există amiciții, există interese, așa că lucrurile cred că vor evolua până la urmă în direcția necesară, pentru că România este una din piețele mari pentru Olanda. Sunt printre cei mai mari investitori în România, deci avem o relație economică foarte, foarte solidă. Același lucru este valabil și pentru Austria, unde se pregătesc alegerile la ora actuală. E campanie electorală,
Și în mod evident sunt diverse mesaje care se dau într-o formă sau alta. Dar ceea ce a spus domnul Juncker, Jean-Claude Juncker, lucrurile sunt foarte clare. România și Bulgaria îndeplinesc absolut toate condițiile tehnice pentru aderarea Schengen. Deci nu pot să apară decât argumente de ordin politic sau altele, ceea ce nu e prevăzut în acordul de la Schengen, care e un acord tehnic, nu e un acord așa politic. Așa spunea un fost ministru PSD de externe, domnul Diaconescu, zicea că, dom'le, aceste discuții sunt informale, adică se aude că se anunță că nu va vota și atunci România și Bulgaria nu mai cer votul și o ducem, o amânăm de la un an la altul, în jai. Da. Și dânsul sugera că ar fi bine să rupem pisica, adică să cerem votul astfel, chiar cu riscul de a lua de la zero tot procesul, dar să-și argumenteze domnul Rutte, domnul din Austria, să-și argumenteze refuzul. Că numai când e informal, poate să spună domnule, da, nu face. Și asta e o abordare. Însă, eu cred că problema nu e să rupem coada la pisică, ci să intrăm cu pisica în Schengen împreună, în bună stare. Deci mă interesează mai mult decât să am o confirmare oficială a unor poziții care există și se ventilează în plan internațional. Cu excelența sa, ambasadorul Statelor Unite, domnul Hans Klemm, vă vedeți des, domnule ministru? Ne vedem, da. Am diverse întâlniri. Da, cum opinați și cum opinează și domnia sa că este parteneriatul strategic cu Statele Unite? Cum merg lucrurile? În ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite, eu cred că poate să fie un adevărat exemplu pentru alte țări. Este o relație extrem de strânsă și mai ales o relație multilaterală, pentru că dacă parteneriatul strategic la prima strigare a fost mai ales concentrat pe probleme de securitate și de apărare, la ora actuală parteneriatul strategic cu SUA este foarte dezvoltat. Avem o cooperare foarte strânsă în domeniul economic, tehnico-științific, cultural și altele. Deci s-a extins de la zona preponderent securitate și apărare la toate domeniile care ar putea să intereseze cele două țări. Și o dovadă în acest sens, și aici ambasada americană a avut o contribuție pozitivă, este organizarea celui mai mare eveniment în materie de comerț și investiții, care va avea loc la București, se numește Trade Winds, cel mai mare eveniment pe care Departamentul Comerțului din Statele Unite l-a organizat până acum. Se vorbește între 100 și 200 de președinți de mari companii din America care vor veni la București pentru această manifestare. Deci, evident că lucrurile merg foarte bine și pe plan politic și de securitate. România este unul dintre aliații cei mai stabili ai SUA în această zonă. Avem o prezență militară americană pe teritoriul nostru. Binevenită, admirabilă. Binevenită și necesară în actualele condiții. Dar, în al doilea rând, este în același timp și o relație care, așa cum vă spuneam, se concentrează și pe problemele deci economice. Deci anunțați, practic, un desant masiv economic american la București, exact, în perioada următoare. Da. În toamna acestui an. În toamna acestui an. Credeți că eventuala adoptare a legilor justiției, multe dintre ele cerute de Curtea Constituțională, ar putea afecta parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite? După părerea mea, trebuie să pornim de la niște lucruri foarte simple. La nivel politic, la nivel diplomatic, foarte multe dintre ideile care circulă nu au neapărat o bază reală. Tot așa cum manifestațiile de protest de multe ori nu au o bază reală, ci doar o percepție despre ceea ce se întâmplă. Problema noastră e legată de percepție. Ori pentru a depăși această problemă de percepție, suntem într-un dialog, Ministerul Justiției, Ministrul Justiției este într-un dialog foarte strâns cu Comisia Europeană, domnul Timmermans și echipa lui, este într-un dialog foarte strâns cu Comisia de la Veneția, care este un for care produce decizii reprezentativ foarte respectat la nivel european, și sunt convins că face același lucru și în
relațiile cu ambasada SUA la București. De altfel, a avut loc o întâlnire cu ceva timp în urmă, cu care ocazie s-a dat și o declarație comună a ministrului Justiției și a ambasadorului Statelor Unite. Am văzut acea declarație dătătoare de speranță, după care l-am văzut pe excelența sa, domnul ambasador, fiind mai degrabă dezamăgit de o eventuală adoptare a schimbărilor la legile justiției. Acum e un lucru care e foarte ușor de explicat. Domnul Clem nu este jurist, nu este un specialist în materie de drept. Dânsul, ca diplomat, lucrează pe informațiile pe care le are și care vin nu numai din partea oficialilor români, ci și din partea societății românești organizată sau neorganizată în organizații neguvernamentale sau altele, chiar personale. Deci este foarte posibil să aibă nevoie de mai multe informații și, din câte îl știu pe domnul Tudorel Toader, cred că le va pune la dispoziție fără niciun fel de ezitare. Pentru că, într-adevăr, atunci când vorbim de aceste chestiuni, trebuie să avem în vedere o anumită construcție logică a sistemului judiciar, creșterea eficienței sale și asigurarea continuării luptei împotriva corupției. Vreau să vă spun că ieri am avut o întâlnire bilaterală cu ministrul afacerilor externe, cu ministra afacerilor externe a Bulgariei, care este ministru pentru reforma justiției și afaceri externe. Foarte interesant. Foarte interesant. Reforma justiției. Reforma justiției și afaceri externe. Și am discutat cu dânsa și îmi spunea foarte clar o serie de lucruri care circulă și la noi. În Bulgaria au hotărât să invite 4 sau 5 procurori activi care lucrează din Olanda, din Germania și din Marea Britanie. Din România nu. Din România nu. Ca să primească și au făcut un raport ca să primească niște idei, evaluări în legătură cu ce ar trebui făcut în reforma justiției. Și vorbeam întâmplător cu dânsa despre faptul că una din temele care face obiectul unei confruntări la nivelul politic este tema scoaterii de sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, a Inspecției Judiciare. Cum este în toate țările europene. Și dânsa îmi spunea că toți acești oameni care lucrează și care sunt activi, nu sunt pensionari sau nu sunt oameni de știință, sunt procurori activi care se află în parchete foarte importante, au spus că este imposibil să faci acest lucru, să-l păstrezi sub jurisdicția unui organism pe care ei sunt puși să-l controleze și să-l verifice. Adică nu poți să faci, că asta era filozofia juridică pe care ei o dezvoltau, nu poți ca atunci când dai un șef, tu să fii și care să-ți dea ordine, tu să fii cel care poți să-l controlezi pe șeful perfect, respectiv. Cum l-aș controla eu pe domnul Vulcu, vă dați seama. Exact, dar la tine mai merge. Sunt la Comisia de Anchetă. Mă scuzați, chiar am rugat-o pe doamna ministru să ne trimită raportul care l-au primit ei în legătură cu reforma justiției, pentru a vedea părerea unor oameni specialiști, oameni care se ocupă de asemenea lucruri, în țări cu o democrație consolidată și cu un sistem judiciar foarte performant. Și o să-l transmit și domnului ministru Tudorel Toader. Și societății civile. Că îl punem la dispoziție, îl punem pe net. Spuneam că există în spațiu public afirmații ale unui fost lucrător SRI, potrivit căruia au fost ingerințe ale unor ambasade în contracte comerciale, mega dosare, corupție. A impactat chestia asta, relația sau au fost discuții cu cu ambasadorii. Ambasadorii, da. Ce vreau să vă spun e un lucru foarte simplu. Potrivit Convenției de la Viena de 1961 în legătură cu relațiile diplomatice, misiunile diplomatice au funcția de a promova interesele economice, printre altele, între cele politice și altele, au această obligație de a promova interesele economice. Deci, din acest punct de vedere, este firesc ca ambasadorii unor țări la București să sprijine firmele, societățile lor naționale
în obținerea unor contracte, tot așa cum ar fi normal ca și ambasadorii români în țările respective să promoveze și să sprijine capitalul românesc cel cât există și cum există. Păi există însă o frontieră foarte, foarte clară, o linie roșie. În momentul în care acest sprijin se transformă în trafic de influență sau în încercarea de a obține un anumit contract, chiar dacă condițiile nu sunt îndeplinite, atunci pot să apară probleme de genul celor care au apărut în legătură cu dosarele unor ambasadori. Domnule ministru, tot încercăm să mărim așa un pic cadrul, să profităm la maximum de prezența dumneavoastră la DC News. Pentru telespectatorii noștri vă recomand să recitiți interviul, să-l revizionați, fiindcă fiecare cuvânt pe care îl spune domnul Leșcanu este important. Ar trebui să ne temem acum de Rusia și de acțiunile sale în Republica Moldova și în acest context vă întreb, vedeți o semnificație politică a vizitei Patriarhului Kiril în România la sfârșitul acestei luni? Da, din punctul meu de vedere, atunci când vorbim de diplomație, trebuie să înțelegem că există un organ administrativ, Ministerul Afacerilor Externe, care se ocupă de diplomație, dar pe lângă Ministerul Afacerilor Externe sunt multe alte sectoare ale societății care contribuie la promovarea politicii externe. Pe plan parlamentar, discuțiile între parlamentari în diverse organizații și așa mai departe. Unul din elementele importante de dialog pentru noi reprezintă și Biserica Ortodoxă Română și evident că orice discuție, orice întâlnire cu Patriarhul Moscovei poate să aducă o plus valoare în relațiile dintre România și Rusia. De altfel, vreau să vă spun că Preafericitul Părinte este unul dintre cei mai buni cunoscători ai tematicii și a problematicii relațiilor dintre biserici. Între bisericile naționale în cadrul Ortodoxiei și în relațiile dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică. Patriarhul Kiril este și unul dintre sfetnicii președintelui Vladimir Putin, categoric în această zonă. Sperăm să fie rezultate pozitive, pentru că, așa cum v-am spus și cum știți, pentru noi, evident că există un interes de a dezvolta relații pragmatice și predictibile cu Federația Rusă. Nu avem niciun fel de probleme, sigur, în limitele care sunt stabilite de apartenența noastră la NATO și la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă și adoptarea unor sancțiuni economice. În rest, însă, ne interesează dialogul și vom căuta în continuare, în aceste limite, să găsim modalități de a dialoga cu Federația Rusă, cu autoritățile din Federația Rusă. Dar aici este meritul, ca să spun așa, sau inițiativa, sau, eu știu, sfatul divin al Patriarhului Daniel vis-a-vis exact. De această întâlnire într-un moment foarte tensionat, general foarte tensionat. Da, și e și o problemă practică, pentru că, așa cum știți, există în Moldova două patriarhii, una care ține de Moscova și una Moscova, de care ține de București, și fără îndoială că va fi una din temele, cred eu, care vor fi discutate. Deci este o încercare deosebită pentru patriarhul nostru în acest moment. Da, însă am convingerea deplină că va izbândi. Se dovedește un om deasupra vremurilor, patriarhul Daniel. Poate nu întâmplător este atât de atacat în acest moment. Anul viitor ar putea să aibă loc o vizită a Papei Francisc în România. Da, sunt niște discuții, o să-l avem pe Monseniorul Gallagher, care va face o vizită și cu ocazia asta vom discuta mai concret. Există, într-adevăr, un proiect de vizită a Papei în România. Va trebui să-l armonizăm și cu programele. Tot Patriarhul însă va juca un rol evident, fundamental, fiindcă fără Patriarhul evident că va Patriarhul trebui Daniel. Să avem și binecuvântarea fără binecuvântarea Patriarhului nu se poate realiza această acțiune, pentru că Papa are o dublă calitate. Șef de stat e și șef al bisericii. E și șef al bisericii mondiale catolice și atunci asigur că intervin și elemente de corelare cu Biserica Ortodoxă. Domnule ministru, de ce se tem autoritățile din România de o relație privilegiată cu China? Relație pe care mai degrabă chinezii și-o doresc,
în baza legăturilor istorice pe care le-am avut, o civilizație de 5.000 de ani încearcă să stabilească un cad de pod economic. Chinezii nu ne invadează, nu ne... Nu cred că e un pericol real, da. Nu e un pericol real. Sesizați că guvernele României de-a lungul timpului au avut o mare reticență în a accepta pe chinezi aici, fiindcă am văzut că sunt principalii investitori în Statele Unite, mă rog. Și nu numai. Cumpără bucată cu bucată Europa de Vest. Doar România este și Asgard de aici. Nu pot intra deloc. Da, din punctul nostru de vedere, evident că relația cu China, noi avem un parteneriat economic cu Republica Populară Chineză și, în mod evident, avem un interes pentru a dezvolta aceste relații. De altfel, dacă ați văzut, în cursul acestui an a avut loc o mare întâlnire 16+1 la București pe tema liderilor politici, care a fost organizată de Partidul Social Democrat și unde a venit una din personalitățile cele mai importante ale Partidului Comunist Chinez, care a condus delegația aici. Deci există o dorință din partea autorităților române de a dezvolta relațiile economice cu China. Acum, sigur, România este o țară foarte atractivă, pentru că una din economiile care la ora actuală are cel mai înalt ritm de creștere din Europa, este o țară unde, pe baza unui acord politic care s-a realizat, guvernul actual a acordat 2% pentru cheltuieli militare. Deci e o piață, ca să spun așa, atractivă. Și evident că într-o piață foarte atractivă se ciocnesc diverse interese din mai multe zone. Deci există o competiție pentru piața românească. Și de multe ori, pe anumite proiecte, ajungi să fii în conflict cu alte societăți interesate în proiectele respective. Aș spune mai degrabă, nu că există o reticență, pentru că ea nu există, mai degrabă, cred că ar trebui să ne concentrăm pe câteva elemente cheie, pe câteva contracte cheie, care într-adevăr să dea un semnal foarte clar. Oricât am vorbit noi, oricât aș vorbi eu sau oricine altcineva despre interesul dezvoltării raporturilor economice cu China, până când nu vom reuși să realizăm unul, două proiecte importante, rămâne doar la nivelul unor declarații politice și, după părerea mea, dacă vom reuși și sper să reușim, primul proiect cel mai important fiind grupurile 3 și 4 de la Cernavodă, eu cred că va fi un semnal foarte puternic și pentru China în legătură cu deschiderea pe care o avem, sigur, în cadrul statutului nostru. Ministru Toma Petcu, ministru energiei din ALDE, la Deceniu săptămâna trecută ne spunea că în 6 luni urmează să ia decizia dacă vom merge cu chinezii în acest sens. Sunt niște negocieri foarte, foarte complicate, pentru că sistemele juridice sunt diferite în general. La noi, evident, e o economie deschisă de piață, bazată pe concurență și pe toate celelalte elemente ale economiei de piață. China preferă să lucreze și, în general, are ca obiectiv relația de la guvern la guvern, ceea ce înseamnă obținerea unor... Ceea ce nu e neapărat rău, fiindcă armament în SUA cumpărăm tot în relație guvern-guvern. Bineînțeles, da. Dar s-ar putea face la fel de bine și pe economic, însă negocierile sunt foarte dificile pentru că se cer anumite garanții pentru banii investiți, care trebuie să fie garanții din partea statului. Dar cum se întâmplă asta numai la noi? Deci în Ungaria nu sunt probleme. Mă rog, cu rușii au acel combinat nuclear. Da, e centrala de la Pax, da. În alte țări nu sunt aceste probleme. La noi ce se întâmplă? Birocrația, legile, adică se întâlnesc? Cred că avem o problemă în general și o spun ca om care se ocupă de politica externă de ceva, o perioadă de timp, pe diverse poziții în care am fost. Cred că există o mare problemă, aceea de a ne coordona și de a avea o politică externă coerentă, de a înțelege că există o diferență între politica internă, care este o arenă a bătăliilor politice, ale promisiunilor electorale, ale schimburilor de idei, ale programelor economice și așa mai departe,
Dar nu am ajuns încă la stadiul în care să avem o poziție unitară. Rolul ăsta ar veni președintelui? În mare măsură, sigur, revine președintelui, parlamentului, primului ministru. Trebuie armonizate și să vorbim pe aceeași voce. Pentru că dacă ne dăm cu stângul în dreptul, evident că credibilitatea noastră va scădea. Colaborați bine cu președintele Klaus Iohannis și dânsoară? Da, sigur. Deci fără probleme. Fără nicio problemă, da. Instituțional avem o relație care spune că e excelent. Ceea ce e foarte bine, fiindcă exact ce spuneți, trebuie vorbit pe singură voce. Cu guvernul Tudose, cum colaborați cu premierul Tudose în acest moment? Premierul Tudose ne știm de foarte mult timp, am fost și colegi în Parlament. Nu am probleme de niciun fel. Sigur că dânsul este sub o presiune foarte mare, are o responsabilitate enormă și în mod evident că își face anumite priorități și multe dintre ele sunt de fapt priorități economice, cum e și firesc. Și în ultima perioadă însă am văzut că are disponibilitatea de a se deschide și spre politica internațională, cu condiția pe care dânsul are foarte clar stabilită, ca aceste întâlniri și dialoguri politice pe care le are să aibă substanță și mai ales substanță economică. Așa a fost și ședința de guvern comună pe care am avut-o. Foarte bine că avem un premier pragmatic din acest punct de vedere. Pragmatic și orientat pe problemele economice și de dezvoltare a României. Vă spun, discuțiile pe care le-am avut la nivelul guvernelor Bulgariei și României la Varna ieri, au fost extrem de pragmatice și de precise, pe obiective foarte clare, dar mai mult decât asta, că nu o să încep să vi le spun pe toate, că le vedeți până ziare, dar primul ministru Tudose a hotărât crearea unui mecanism care lunar să aibă o întrevedere a primilor miniștri, în care să fie evaluat stadiul și perspectivele de dezvoltare a tuturor proiectelor convenite cu partea bulgară. Că e vorba de pod, că e vorba de o nouă hidrocentrală, că e vorba de conducta de gaze, Bulgaria, România, Ungaria, Austria. Deci pe toate aceste teme, deschiderea de noi puncte de frontieră, ce doriți dumneavoastră, tot ce doriți, linie de mare viteză, București, Sofia și așa mai departe, tot ce ne putem imagina, a fost pus în cadrul preocupărilor fiecărui minister și prim-ministrii se vor întâlni o dată pe lună, tocmai pentru a evalua foarte bine care este stadiul și perspectivele dezvoltării. Pregătiți vizite guvernamentale în perioada următoare în țări precum Statele Unite, Germania, Franța? Noi am avut contacte și vor fi în continuare. De multe ori însă în planificarea lor trebuie să ții cont și de disponibilitățile celelalte părți și de disponibilitățile... Sau poate China. La nivelul ministrului de externe nu vor fi probleme, vă asigur. Se vor realiza toate aceste vizite, chiar în condițiile în care avem o agendă foarte încărcată. Veți fructifica și relația specială cu Japonia, că totuși am avut multă deschidere și în partea Japoniei, chiar dacă Japonia și China sunt în concurență în momentul acesta. Astăzi am inaugurat lucrările unui simpozion pe care l-am făcut la Ministerul Afacerilor Externe pe tema dezvoltării colaborării României cu țările din Asia și Pacific, unde am spus foarte clar că în pofida unor elemente, că dezvoltarea a fost relativ complexă în zona respectivă. Pe lângă aspecte negative, generate mai ales de politica Coreei de Nord și crearea unor anumite tensiuni în zonă, din punct de vedere economic, zona Asiei și Pacificului reprezintă pentru noi una din zonele cele mai importante, pentru că au o creștere economică de aproximativ de peste 5%, deci dublu mediei mondiale la creștere economică și reprezintă pentru noi. Avem și câțiva piloni foarte importanți, care e Japonia, Coreea de Sud și China. Da. Dar în același timp există multe alte piețe, că e vorba de Malaysia, de Filipine, de multe altele, de Vietnam, o țară care se ridică, crește foarte, foarte important. Și a mers pe ideea de a discuta împreună cum putem să dezvoltăm rapid aceste relații, care este una din prioritățile programului de guvernare. Sigur că una din temele însă cele mai importante pe care le discută în continuare colegii, pentru că eu am venit la dumneavoastră,
este de a găsi un mecanism, o modalitate prin care să implicăm industria națională, oamenii de afaceri români, societățile de stat sau societățile private, să implicăm în acest efort. Că până la urmă, Ministerul poate să creeze un cadru, poate să creeze condiții cât mai bune, să promoveze împreună cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț Exterior și Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar până la urmă trebuie găsit un mecanism prin care firmele, societățile din România să fie interesate și să se implice în această activitate. Poate ultima întrebare este și cea mai grea. Există riscul să ne trezim într-o dimineață să aflăm că a început războiul nuclear? Ce credeți că se va întâmpla în Coreea de Nord? Din punctul meu de vedere, evident că e o stare foarte tensionată la ora actuală și practic nu există un dialog decât prin declarații publice și prin amenințări reciproce. Vreau să spun că, sigur, nimeni nu poate spune că nu se va întâmpla nimic, dar ce vreau să vă spun este că am avut discuții cu colegii diplomații sud-coreeni și vreau să vă spun că ceea ce prevalează la ei este dorința de dialog cu Coreea de Nord și găsirea unor soluții. Noi am sprijinit și sprijinim ferm ideea creierii unei peninsule coreene denuclearizate și în partea de nord și în partea de sud. Deci există foarte mult interes și preocupare și la nivelul Coreei de Sud și la nivelul Japoniei, dar în ultima perioadă și la nivelul Chinei, care este un jucător cheie în ceea ce privește relația cu Coreea de Nord, de a găsi soluții negociate. Deci cred că dincolo de schimburile de mesaje care sunt pe media publică, vă asigur că există și un curent foarte serios și interesat a celor din regiune de a găsi soluții la problema respectivă. Dau eu una nucleară, domnule ministru, apropo de centrala de la Pax, Paci, nu știu să pronunț. În trecut au fost foarte preocupate ONG-urile de mediu, premierul Ungariei, de Roșia Montană, de probleme transfrontaliere din România. Nu s-a făcut o consultare de mediu a cetățenilor români privind această centrală și conform normelor europene ar trebui să se facă. Deci au un cuvânt de spus și locuitorii din zona de vestață. Avem aceeași chestiune și cu colegii noștri bulgari, centrala de la Kozlodui și proiectul privind crearea unui depozit de materiale acolo și în mod evident va fi nevoie și de un dialog cu cetățenii români. Mă rog, în cazul Bulgariei, Craiova și zona. Mă refer la cea de la Paci. N-am văzut, ONG-urile noastre nu sunt preocupate de problemele astea minore, cum ar fi o centrală nucleară. Da. Vreți să mă atrageți pe un teren care este foarte mișcător cu ONG-urile. Radioactiv am putea spune. Radioactiv, da. Domnul ministru, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la DC News. A fost ca întotdeauna o mare plăcere să vorbim cu dumneavoastră și să vă ascultăm și vă așteptăm oricând să faceți o radiografie a politicii externe atât de importantă în ultima vreme. Mulțumim și telespectatorilor, la revedere! Vă mulțumesc și eu!